în vânătoare de vrăjitoare pe ideea că, uite, noi facem ceva, ne luptăm cu multinaționalele astea din Austria care ne -au, nu ne-au primit în Schengen și încercăm să acoperim, practic, eșecul diplomatic uriaș al României, faptul că n-am avut o strategie, faptul că n-am făcut nimic concret pe această speță. Am venit cu această ordonanță făcută peste noapte, am transpus din legislația europeană, din acest regulament, cu, foarte bine spune domnul Popescu, mota-mo ceea ce scrie acolo, dar n-am făcut un studiu de impact să vedem, într-adevăr, dacă prevederile regulamentului se aplică mai marilor companii din România. Și deci, în momentul în care n-am avut o studie de impact, nu ne-am dat seama că codurile care în trecute în ordonanță nu reflectă toată activitatea economică a OMV Petrom, acolo unde, atenție, statul este acționar, are membri în Consiliul de Administrație. Deci nu au fost incluse codurile CAEN pentru comercializarea gazului și a, și a benzine și motorine prin stațiile OMV Petrom. Ei, în aceasta a fost o gafă, a fost o gafă a autorităților, dar atenție, e foarte interesant modul în care autoritățile au prezentat acest lucru, faptul că i-au calculat din 3,9 miliarde de lei bani din rezultați din această suprataxă, fără să aibă un studiu de impact. Deci au dat-o pix, așa, pe ideea că sună bine și uite că... Noi nu e un